Societatea care distribuie apa și gestionează sistemul de canalizare al Văii Jiului dă asigurări că programul de lucru al angajaților, chiar dacă aproape jumătate sunt în șomaj tehnic, iar o parte lucrează de acasă, nu va fi afectat. Chiar și în situația unor avarii ce pot apărea, se vor lua măsuri de urgență și, așa cum s-a mai procedat, cel mai probabil, dacă este posibil, vor lucra pe timpul nopții pentru ca alimentarea cu apa populației să nu fie întreruptă. La dispecerat este permanent cineva, orice problemă poate fi semnalată și intervenim oriunde este necesar. În perioada aceasta de sărbători, de asemenea, se lucrează la toate stațiile și la toate locurile de muncă. Este personal consemnat la domiciliu în zilele liber, în zilele de sărbători. Și acolo unde situația o impune, se intervine și în regim de avarie. Pentru că este o perioadă dificilă, iar consumul, ca și plata facturilor, a mai scăzut, APASERV și-a reorganizat total activitatea și chiar a trimis oameni în șomaj tehnic. Societatea a luat mai multe măsuri privind reducerea de cheltuieli, pentru că s-au redus și încasările și deși veniturile, suntem o societate comercială care, dacă nu avem venituri, nu putem să facem cheltuieli. Astfel, la APASERV s-a luat și măsura șomajului tehnic pentru a, din acest motiv, din motivul scăderii încasărilor. În general, acolo unde putem să reducem activitatea, o reducem. În momentul de față, aproximativ 40% din angajații societății sunt în șomaj tehnic. De sărbători nu va fi mult diferit față de perioada pe care tocmai o traversăm în aceste zile, în care foarte mulți oameni stau acasă. Vor fi angajați de la APE care să intervină la avarii, oameni care să supravegheze sistemul de tratare a apei și chiar echipe consemnate la domiciliu, gata să intervină dacă se va impune.